That's. Ma referisco dai giocatori. La scelta ordinaria. Gimnaziale de astăzi, vă informez că prin dispoziția domnului primar, Consiliul Local a fost convocat în ședință ordinară publică, o ordine de zi care v-a fost făcută cunoscut prin invitațiile de participare și având în vedere că ați dat avizile pentru cele 12 proiecte de hotărâri, vă rog, domnule primar, să supuneți la primarul de zi și să începem lucrările ședinței. Domnul Planaru v-a informat, domnul primar, este în ședință la București. Bună ziua, dragi copii, bună ziua, domnule consilier, vă mulțumim că ați dat posibil invitația la să le participați la ședința ordinară de astăzi a Consiliului Local Vorbasca. Am să rog pe domnul președinte de ședință să dea citire ordinei de zi și apoi să pună spre aprobare ordinea de zi, după care să intrăm în prezentare. Permisiunea noastră pe care o cer este să începem cu proiectul numărul 89, cred, vis-a-vis de activitatea Consiliului Local al copiilor, ca ei se poată merge la ore să-și parcurgă programul normal. Haideți ce, prezintă tot, pui spre aprobare și bună ziua, pentru astăzi avem un număr de 12, ne? Da. 12 proiecte de hotărâre, după cum urmează. Proiectul numărul 83, privind rectificarea bugetului. Privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Vorbasca, al județul Bacău, pentru anul 2022. Proiectul 84, privind aprobarea criteriilor cu amtumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Vorbasca pentru anul 2022-2023. Proiect de hotărâre numărul 85, privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Vorbasca, județul Bacău, Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, CEAC, la Școala Gimnazială din Comuna Vorbasca. Proiect de hotărâre numărul 86, privind programul acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement pentru anul 2022. Proiectul numărul 87, privind aprobarea implementării proiectului înființarea unui centru de colectare prin acord voluntar în Comuna Vorbasca. Proiectul numărul 88, privind instituirea unui drept de uz și servitute în titlu gratuit de către SPDL Gaz Grid de SA asupra terenului suprafață de 402 metri pătrați, aparținând domeniul public al Comunei Vorbasca, situat în satul Mărvila. Durata de există... Pe toată durata existența. Da, pe toată durata. Proiectul numărul 89, privind aprobarea ființării structurii consultative a copiilor, Consiliul Copiilor Vorbeșteni, la nivelul Comunei Vorbasca. Proiectul numărul 90, privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integral de cadastru și carte funciară a imobililor aflate în domeniul public din Comuna Vorbasca. Proiectul de hotărâre numărul 91, privind aprobarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții, modernizarea sistemului de iluminat public prin creștere eficienței energetice, a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din Comuna Vorbasca. Proiectul numărul 92, privind aprobarea devizului general pentru realizarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații în prejurire școală Rogoaza din Comuna Vorbasca. Proiectul numărul 93, privind aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Comunei Vorbasca, județul Bacău, pe trimestrul 3 an 2022. Și proiectul numărul 94, privind aprobarea realizării obiectivului de investiții, amenajare locuri de joacă pentru copii la grădinița cu program normal din Vorbasca, județul Bacău. Cine sunteți de acord? Mulțumesc, domnul președinte. S-a supus la vot, nu s-a aprobat. A zis, dar ați auzit mai asta. Ca să meargă elevii la școală pentru a-și desfășura programul, v-am cerut permisiunea să începem cu proiectul numărul 89.
privind aprobarea înființării structurii consultative a copiilor, Consiliul Copiilor Corbeșteva, la nivelul Comunei Corbască, în județul Bacău. Ne-am întâlnit de atâtea ori, am avut discuții de tot felul, cu ocazia aprobării acordului între noi, între Comuna Corbasca și UNICEF, cu tot felul de discuții și întâlniri cu copiii legate de activitatea pe care o desfășoare și deja au început să o desfășoare în cadrul acestei organizații, structuri consultative. Urmarea acordului nostru cu UNICEF România, în proiectul Asigurarea Incluziunii Sociale, Ruperea Cercului Vicios, mai pe scurt, România pentru fiecare copil, în cadrul acestui proiect face parte și inițiativa Localitate Prietena Copiilor, pe care noi am abordat-o și ne-am angajat la această inițiativă cu tot ce astăzi avem aici de față, adică un coordonator al inițiativei și copiii care fac parte din Consiliul Local al Copiilor. Astăzi, practic, devine oficial cu documente, este legiferat, această inițiativă este legiferată. De azi înainte, copiii sunteți cu acte în regulă, dar până acum ați fost într-o organizare permanentă. Înțeleg că sunteți deja în campanie electorală pentru alegerea primarului copiilor. Eu abia aștept să particip la o ședință pe care o organizați noastră și veniți să stăm noi pe margini și noastră la masă de prezidiu, să puteți dezbate probleme pe care să le însușim și noi, sigur, dacă sunt în folosul noastră. Ca și context, ați văzut despre ce este vorba. Structura reprezintă vocea copiilor, adolescenților, relația cu autoritățile locale. Ea trebuia validată prin hotărârea Consiliului Local Corbasca ca să fie oficială și ca proiectul să aibă consistența pe care o cere. Sigur, toate demersurile care vor fi făcute și vor fi aduse în ședințele de Consiliu spre aprobare sunt doar în ceea ce vă privește copiii, în vederea îmbunătățirii cadrului de desfășurare a activității voastre, a mediului în care dumneavoastră trăiți și a mediului social în care trăim cu toții. Deci propuneți dumneavoastră deja, dacă ați putut vedea astăzi, prin punctul și eu în raportul de avizare, de referatul de aprobare la aprobarea investiției locuri de joacă pentru dumneavoastră la școli, am pomenit și inițiativa noastră pe care am discutat-o aici în sala de ședințe. Ați venit cu propunere, ați văzut că imediat se concretizează. Urmează ca până la sfârșitul anului aceste lucruri să fie montate la dumneavoastră în curtea școlii și la grădinița cu program normal, așa încât să puteți vedea că relaționarea noastră cu instituția autorității locale este vie și funcționează, da? Cam asta este problema, despre asta este vorba în cadrul acestui proiect de hotărâre. Astăzi, practic, dumneavoastră în Consiliul Local aprobați, validați prin hotărâre de Consiliu înființarea acestei structuri consultative a copiilor. Consiliul Copiilor Corbeșteni, parcă, așa am înțeles că spune, da? Vă urez succes. V-am spus foarte repede, până la sfârșitul anului, vreau să particip la o ședință împreună cu Consiliul Local. Vreau să participăm la o ședință în care o să fiți dumneavoastră la prezidiu și o să vă ajute domnul secretar, probabil. Să vedem și timpul cum o să putem să gestionăm așa încât să nu ne călcăm pe degete. Și noi să fim cei care stăm pe margine și să asistăm la dezbaterile produse de dumneavoastră. Rugămintea mea e să vă focusați pe ce urmează să faceți, așa încât să dați un aer de seriozitate acestei organizații și să fiți vizibili. Lumea să vă perceapă ca și o entitate care produce, într-adevăr, plus valoare în comunitate, da? Așteptăm inițiativa voastră în sala de consiliu pentru a o promova mai departe. Vreau doar să fac o completare, dacă domnul primar a fost concis pe problema de organizare. După ce se va lua această hotărâre, vă vom face cunoscut în scris, urmând ca la ședința următoare,
Consiliul Copiilor Corbeșteni să emită și să vină cu un proiect de regulament care să fie supus spre aprobare. Vorbim de un regulament de organizare și funcționare a Consiliului. Da, care trebuie să veniți înainte de a finaliza, să ne consultăm un pic de legislație, să vedem cum și ce atribuții are, în așa fel încât să știți ce aveți de făcut. Cred eu că era normal că după ce s-a înființat Consiliul să treceți la campania de inițiată cu privire la alegerea, candidatura primarului copiilor, sau mă rog. Da? Deci, prin doamna Cristina o să ține legătura cu privire la regulament. Atunci. Eu cred că deja sunteți familiarizați cu ce se întâmplă în Consiliul Local și nu cred că aveți vreo teamă în legătură cu activitățile pe care urmează să le desfășurați de acum încolo. Mi-aș dori, și cred că toată lumea de aici își dorește lucrul ăsta, să fiți spontani, la fel cum sunteți voi în activitatea voastră de fiecare zi. Tratați lucrurile astea ca și o chestiune normală. Nu veniți la primărie ca și oameni care vă simțiți cumva încorsetați de un anumit cadru rigid. Veniți la primărie ca și între prieteni, da? Noi suntem prieteni și colaborăm. Pentru ca, eu știu, urmarea colaborării noastre să genereze lucruri frumoase pentru toată lumea. Da? Nu veniți aici puteavă, domnule, trebuie să venim acolo să ne, eu știu, să ne chinuim să facem ceva. Veniți aici, faceți ce vreți voi. Ce credeți voi că trebuie făcut pentru Comuna Gorbasca? Și v-am spus, multe, foarte multe din propunerile noastre pe care le-am găsit pe acele planșe vor fi concretizat, e clar, am spus despre multe că sunt în implementare și vedeți că foarte repede am accesat la problemele noastre. Așteptăm în continuare să fiți spontani, să vedeți lucrurile pentru viitor. Poate noi avem probleme cu vederea, mai avem și ochelari, nevoi mari, bătrâneți, ani care se adună și na, e nevoie de generația viitoare. Succes copiii, mergeți la școală și pregătiți-vă pentru viitor. Gata. Trebuie să faci bani cu ei. Nu, no, le dăm separat. Nu, lăsați eu, că nu, nu mai e considerat. Eu dăm tot în bani. Da. Spune-ți că trebuie să dăm jumătate. Da, da. Secretar financiar. Să le dăm. Să le dăm. Da, vei dai seama. Să le dăm ce le dăm. Cadouri la Moș Crăciun. Moș Crăciun. Scuze-ți. Dacă le crește nou cu 50 și le dăm și noi. Nu știu dacă eu sunt în bani. 15. Sunt 15 și mai sunt de rezervă 7. Sunt de care, cazul în care... Da. Termină clasa 8. Continuăm cu ordinea de zi, dacă mai e cineva de venit, nu cred. La rectificarea de buget local, ați văzut aici referatul de specialitatea doamnei, sunt adrese care cer. Doamna director prin funcție la școala Corbasca ne solicită sume pentru naveta profesorilor pentru perioada septembrie-decembrie. Mai sunt sumele pentru burse pe care o să le discutăm. Avem un proiect privind aprobarea calendarului cu activități culturale, sociale, eu știu ce mai sunt acolo, artistice și de tot felul, că trebuie să fie și lucrul ăsta aprobat. Ne gândeam pentru 1 decembrie de Ziua Națională a României, dacă putea să rupeți noastră din timp cu liber, nu mai știu în ce zi o să cadă 1 decembrie, că nu avem un calendar acum în mână. Joi, joi. Aparatul bugetar este liber, sigur, nu mai știu, cred că e o săptămână cu Sfântul Andrei. Știți cum vine? După 30, până pe 5, liber. Inclusiv 30. Atunci ai păcat să nu... Să nu organizăm eu de astăzi, mă adun cu fetele, cu cine mai vrea să colaborăm, să facem un program pentru ziua de 1 decembrie, cu depuneri de coroane, cu... O să discuți cu domnul prefect, să vedem dacă poate veni cineva să facă o mini defilare și la coroane, ca să ai frumos. Să dăm festivismul ăla pe care Ziua Națională în Corbasca n-a avut nu l-a avut niciodată. Adică trebuie să ne aliniem și noi zilelor modernismului pe care îl trăiește toată lumea. Avem o ofertă de la grupul Busuioc cu care vine să stea la noi. Cu găsim noi tot felul de inițiative. Cu ceaun, cu fasole, cu vin fiert, cu țuică fiertă, așa să bea de 1 decembrie.
Și zic eu că o să fie o zi plăcută. Am stat de vorbă și cu preoții în principiu așa, sunt de acord să participi și dumnealor, facem o slujbă de pomenire a eroilor la monument, apoi vei merge în parc aici și o să... Am vorbit și cu domnul bucătar și cu... Ansamblul l-am pusut cumva, l-am înstăilat și urmează să facem un program pe care să-l avem pentru ziua asta și să-l punem în practică. Da. Dacă ați văzut pentru investiții să prind și banii, că am mai mutat de la alte investiții care nu intră anul ăsta în derulare și am dus către locurile astea de bancă pe care ni le dorim să le facem. Și tot așa, mai departe. Proiectul numărul 84 privind aprobarea criteriilor, cuantumului și a numărului de burse acordate elevilor din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Corbasca pentru modulul 1 și 2 anului școlar 2022-2023. Găsim aici termen nou modulul pe care domnii care lucrează la școală îl cunosc, ceilalți îl cunosc mai târziu, mai greu, pentru că s-a renunțat la semestre, la trimestre și s-a adoptat modulul. Propunerea școlii este aici scrisă la noi în hotărâre. 5 burse de merit în contul de 200 de lei pe lună, 10 burse de studiu în contul de 150 de lei pe lună și 74 de burse sociale în contul de 200 de lei pe lună. Vedem aici că bursa de merit este egală cu bursa socială. Adică un copil meritoriu, meritos, ia aceiași bani pe care ia un copil cu probleme sociale. Și consider eu că, așa scrie în lege, dar consider eu că e o nedreptate făcută celor care vor să învețe și nu cred că este motivantă pentru cei care învață, mai ales că sunt doar 5 care sunt în evidență, doar 5 burse de merit. Da, da, acolo o mică... Cel care ia bursă socială poate lua și bursă de merit. Pentru că sunt două tipuri de burse. Da, nu știu dacă se poate face. Da, se poate. Da, mă rog, nu mai contează. Dar propunerea mea era, alta și rugămintea mea era să fiți atenți un pic. Având în vedere faptul că sunt doar 5 burse de merit. Așa mă zic eu, cu una, dar în sfârșit nu mai contează. Chiar o fost un reportaj la TV. Da. Având în vedere că sunt doar 5 burse de merit, eu aș propune ca bursa de merit să fie egală cu bursa de studiu plus bursa de merit. Adică să fie măcar 350 de lei pe lună pentru un copil care învață și își tocește coatele să ajungă om mare și nu se dau ca și la ăla care vine la școală doar ca să ia bursă cu ghilimele de rigoare, nu se înțelege că discriminăm pe cineva, 350 de lei. Adică la 5, astea ar însemna un efort de 450 de lei care nu înseamnă mare lucru pentru niciun buget la urma urmelor, da? Asta ar fi justificarea. Zic eu, un copil care vrea să învețe și lucrul ăsta ar putea motiva și ca alți copii, ca la, eu știu, următoarea hotărârii de Consiliu să avem 10 în burse, în loc de 5. Și să ne bucurăm de... Precizați că suma o putem sprijini din... Da, din buget local, sigur că da, punem de la noi. Că, în conformitate cu legea, inspectoratele le dau sumele astea prin virament. Da, noi putem veni cu sprijinul ăsta, să putem încuraja învățătura și nu... eu căzut în platura cealaltă. Dacă sunteți de acord, vă rog să votați dacă susțineți amendamentul. Mulțumesc frumos, am înțeles, sunteți de acord cu toții. Deci pentru cele 5 burse, domnul secretar, vă rog să, da, să scriem că facem suma celor două burse, 150 plus 2. Cu asigurarea finanțării de la buget local, fără discuții. Da? Bun. Clare fiind lucrurile, trecem mai departe. Yes. Proiectul numărul 85 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Corbatul Județul Acum, Comisia de Valoare și Asigurarea Calității la școala gimnazială Corbasca. Aici am propus ca doamna Vrânceanu, fiind cadrul didactic, să meargă să reprezinte Consiliul Local în Comisia de Evaluare, dacă dumneavoastră este de acord. Pentru că știe care sunt mecanismele de funcționare și știe ce înseamnă asigurarea calității și cred că și colaborează mult mai bine decât oricare dintre noi cu ceilalți membri din comisie. Că bănesc că e mai,
mai populată comisia decât membrii din Consiliul Local. Era nevoie și de Consiliul Local reprezentat. Dacă, doamnă, sunteți de acord, da, propunerea noastră rămâne în vigoare. Proiectul numărul 86 privind programul acțiunilor culturale, științifice, artistice, sportive și de agrement pentru 2022. O să aprobăm și la anul pentru 2023. Ați văzut aici un calendar. Noi l-am făcut așa în ideea în care putem accesa. Pentru că muncim și mai trebuie și un pic de descrețirea frunților. Totalul pe un an de zile nu cred că e foarte mare și nu ar reprezenta niciun pic de transpirație pentru entitatea administrativă ca și noi. Și ați văzut dumneavoastră că sunt niște acțiuni care, zic eu, ar putea fi tratate cu mai mare atenție decât până acum. Evenimente dedicate zilelor de 1 și 8 martie, Ziua Eroilor, care se suprapune cu Înălțarea Domnului, Ziua Copilului de 1 iunie, Ziua Funcționarului Public, Ziua Vârstnicilor, uite, aici pe 1 octombrie. Am văzut la colegul de la Pâncești o inițiativă care mie mi-a plăcut și mai am mai discutat în cadrul conducerii primăriei vis-a-vis de aspectul ăsta legat de înmânarea unor diplome și a unor premii cetățenilor care au făcut 50 de ani de la căsătorie, cetățenilor care au depășit vârsta de 90 de ani. Contează foarte mult să-i dai unui cetățean care, și cred că nici nu mai sunt mulți, dacă vă facem o evidență cu cei care au vârsta peste 90 de ani, o să vedem că sunt foarte puțini. Și iarăși un efort bugetar pentru lucrurile astea n-ar fi, cred eu, nici o piatră de moară în spinarea cuiva. Nu avem 1 decembrie, 8-9 noiembrie este hramul bisericii de la Corbașca și la Vâlcele. Facem și la Vâlcele într-un an, dacă mi se permite, câteva terenul de sport. 1 decembrie, Ziua Națională a României, v-am spus despre asta. 20 decembrie să faci o festivitate vis-a-vis de iluminatul public festiv. 22 decembrie colinde și pomul de iarnă pentru copii. Intenționăm ca și anul ăsta să producem bucurie copiilor prin înmânarea pachetelor. Bineînțeles, în schimbul unor colinde pe care o să trebuiască să le... Poate dă Dumnezeu să facem o programare ca și în ședință de Consiliu și în ziua respectivă, să avem ședință de Consiliu. Și așa trebuie îmbinate lucrurile să fie făcute cum trebuie și frumos. Și alte activități culturale, artistice, sportive, întreceri cu alte comune, între sate, găsim noi... Ați sărit 5 mai, domnul primar, ziua bărbatului, nu? Nu știu, eu rămân la urmă. Ziua bărbatului poate fi fiecare zi, că nu e nicio problemă. La noi e bărbat ca e joie. Proiectul numărul 87, privind aprobarea implementării proiectului înființarea unui centru de colectare prin apor voluntar în Comuna Corbașca, în județul Bacău. Care bărbat? Pentru cine a fost atent și studia ce înseamnă? Dar fi la ședințe. Nu se va închide. A apărut o oportunitate de finanțare prin programul ăsta național de redresare și reziliență, prin care înființarea acestor centre de colectare vin în sprijinul modernizării și completării sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ, oraș sau comune. Dacă ați văzut aici pe plașele care sunt atașate, noi avem terenul, de lângă terenul de sport acolo, disponibil, în suprafață de 2400 de metri pătrați. Nu-mi place. Și are aici o descriere, dacă ați putut vedea, cu ce poate fi dotată această suprafață. Platformă carosabilă, pentru amplasarea containerilor de tip valea metalice, pentru depozitări. Pentru deșeuri și circulația autoturismului cetățenilor care aduc deșeuri respectiv la camionilor, cap, tractor sau ce mai vin pe acolo. Platformă betonată pentru amplasarea containerilor tip baracă, canalizare pentru colectarea apelor pluviale, zonă verde cu gazon, plantații perimetrale de protecție, copertină cu structură metalică ușoară,
împrejurirea amplasamentului care deja e făcută și înțeleg că reprezintă un avantaj pentru noi. Așa, un cântar pentru camioane și pentru ce mai... Și apoi, pe lângă lucrurile de amenajare deschise, mai sunt, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări. Container tip baracă pentru administrație, supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule cu două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri și un boiler electric de 10 litri pentru prepararea apei cu curentă menajeră. Container tip baracă frigorific pentru cadavre de animale mici, de casă, pisici, câini, păsări, o bucată, container tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase, vopsele, bidoane, vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii și așa mai departe. Și multe alte lucruri, container pentru textile, container pentru aparatură electrocasnică. În fiecare zi ne trezim cu solicitări din partea cetățenilor din ce în ce mai des, vis-a-vis de chestiunea, domnule, ce fac cu astea, unde le duc? Deșeuri electrocasnice, spre exemplu, ați văzut, vin foarte rar la Corvasca, momente în care putem preda un deșeu din ăsta, au mai venit cu tombole, ce au mai făcut pe aici, nu mare lucru, în sfârșit. Cu textilele probleme și la nivel de județ am fost la o întâlnire și la fel să discut realizarea unui centru din ăsta pe lângă Letea Veche, am văzut. La fel, să are în vedere tot aspectul ăsta și dacă există oportunitatea asta, eu am zis că trebuie accesat la ea și păcat să trecem pe lângă ea, pentru că având și terenul, după aia ai un loc de muncă pe care trebuie să-l generezi, că asta e treaba și lumea are, îi pot recomanda omului, ce fac cu asta, le duce acolo. Omul le pune, le stocăm aia și apoi prin colaborările cu ADIS-ul, cu ce mai avem noi, o să le predăm punctual pe fiecare... Molozul ăsta se face... Moloz la... pentru deșeuri din construcții, pentru tot ce înseamnă. Deci nu mai vedem de acum acolo betoane și tot felul de bidoane și tot felul de lucruri. Nu mai cum să mai spui că n-ai un să le duci. Apoi no, poți să aplici și legi. Știi că omului, dacă nu îi pui la dispoziție, nu poți sancționa. Asta e regulă de când lumea și pământ. Când are de toate, nu mai poate să spună că n-are unde să le ducă. Cât faci de acolo până la... Da? Da, în sfârșit, vedem. Eu sper să treacă repede, dacă e facil pentru noi. Proiectul numărul 88, privind instituirea unui drept de uz și servitude cu titlul gratuit către SCDL Gas Grid S.A. asupra terenului suprafață de 402 metri, aparținând domeniului public al comunei Corbasca, situată în Marvila, punct lung, acolo jos. Așa, județul Bacopi, durată de existența instalației de utilitate publică, distribuție energie electrică, amplasarea unor stâlpi de beton și conductoare aeriene. De vreo 6 ani ne chinuim, am reușit în sfârșit să ajungem la certificat de urbanism cu această documentație. Este vorba de montarea unui transformator de mare, acolo la Malvila, oamenii au probleme cu tensiunea acolo. Și câtorva stâlpi de curent care să ajungă până la limita administrativă a comunei Corvasca, respectiv până la podul care delimitează comunei Corvasca de Pâncești. Electrificarea zonei alea care e jos, există oportunitatea dezvoltării zonei și păcat să nu duci serviciile către om și să-l faci pe om, că sunt oameni care au construit și săracul nea Gică, cum îl cheamă, a murit. Are băiatul lui casă și tot venea fiecare zonă, primar, cu ce, cum putem să zic? Noi nu putem decât respectăm legea. S-a mai supărat pe noi și un domn pe banul. Dar ritmul de lucru în România e așa, s-au mai schimbat și legile între timp, au apărut alte modalități, dar am avut bani, cred că din 2017 am avut bani în buget prinși în fiecare an pentru extinderea asta. S-a schimbat legislația în vigoare și acum, pe stradă de Elga Zdip, studiul de fezabilitate, venim noi partea de cofinanțare, o să ajungă și la noi lucrul ăsta și o să vedem cu toții și o să contribuim să realizăm și lucrul ăsta, că e păcat. Cu iluminat până la capăt, exact ce s-a făcut la Răcăciun, de la Răstoaca până la calea ferată, s-au mai făcut extindere de astea și acolo trebuie făcut, pentru că oamenii solicită și pentru asta suntem la primărie, să dăm curs solicitărilor dumnealor. Proiectul numărul 90, privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere, știți că am mai avut și luna trecută, cred, e vorba despre străzile la care lucrăm, le-am măsurat și ele trebuie intabulate, trebuie cadastrate cu numere cadastrale, cu tot ce trebuie. Nu e un lucru ușor, trebuie făcut cum putem. Sper ca până la sfârșitul anului să trecem, avem vreo 90 de, nu? Avem vreo 30 făcute, mai avem vreo 60.
Da, asta e treaba, trebuie să-i facem. Câte un pic, terminăm până la sfârșitul anului. Așa le-am spus celor care măsoară, că terminăm până la sfârșitul anului, dacă dă Dumnezeu. Mai facem o extraordinară luna asta și o... Proiect de hotărâre numărul 91. Modernizarea sistemului de iluminat este devizul actualizat conform ordonanței Guvern 47, care ordonanță vine în sprijinul constructorilor prin alocarea unor coeficienți la sumele inițiale. Îi ajută, practic, știți că când a dat criza peste toată lumea și ne-am trezit cu devizii care astăzi nu mai corespund situației de reale și atunci ordonanța vine în sprijinul lor și ca să putem solicita finanțatorului trebuie aprobat devizul cu influența ordonanței, adică cu sumele majorate. Noi le-am plătit sau le plătim din buget local, urmăm să recuperăm banii de la finanțator în momentul în care depunem situații de plată. Proiectul numărul 92, deviz general și realizarea obiectivului de investiții, lucrări de reparații în preajmăie școala Rovaza 2, adică Fofaza. Avem aici și o solicitare din partea cetățenilor satului, domnul Gavrilă, domnul Rusu, domnul Taban, domnul Ciobanu Vasile, Cucoș Victoria, Gherghiu, Maria, Duca, Vasilica, Pavel, mai mulți oameni, toți cer același lucru, țin la școala aia pentru că știți că este în conservare și n-a mai fost folosită de multă vreme. Împrejmuirea s-a degradat în mod vizibil și iremediabil. Oamenii țin pentru că acolo să mai duc să-și facă pomenii, să mai facă ce mai fac ei pe acolo. Și noi ținem la construcții că ne aparține ca și inventar public și trebuie să avem grijă de ea să nu se risipească, pentru că nu știi ce o să-ți rezerve viitorul. Și atunci o să o facem ca așa trebuie făcut. Și urbanistic arată foarte rău, exact în mijlocul satului și arată rău. O să o facem și pe asta. Dacă mi este permis, domnul primar, ar trebui să ne gândim și la școala de la Rovaza. Fără discuție, fără discuție. Ele trebuie schimbate prima dată, că acum am vorbit cu Vasile și la Fofaza și la Rovaza, nu știu, dar la Rovaza s-ar putea să avem măsurătoare cadastrală cu... Da, vedem ce avem, ce nu avem, să le facem și atunci poți să investești, că altfel dacă le ai numai ca 5 metri cât au fost prins în 90 în inventar, atâta poți face. Aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul al treilea este legea care trebuie respectată și ne spune că în lunile aprilie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali credite au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare către autoritățile de deliberative, execuția bugetelor autonomite cu cele de două secțiuni. Dacă v-ați uitat în tabele aici, ați putut vedea ce realizați și ce nu. La dezvoltare merge mai greu, că asta este. Mai încurcăm avizele, mai... E mai greu cu constructorii, cu mai multe lucruri care... Da. Bănuiesc că le-ați studiat, dacă tot ați avizat. Și cred că proiectul numărul 94 ar fi ultimul, dar nu cel din urmă. Amenajare de locuri de joacă pentru copii, la grădiniță și la școală. Noi am privit o ofertă. În funcție de ofertă am rectificat bugetul local. Urmează să mai primim niște oferte, așa încât să putem selecta una dintre oferte. Suma e cam acolo. În cadrul acelei sume să putem să mobilăm cele două locuri, să nu mai fie doar pășune, să fie și un loc în care copiii să-și înfrângă energiile și să se simtă bine. Ne-am gândit la locul ăla de la școală să-l mobilăm cu aparate de fitness și cu să-și plimbar de astea care îi pun copiii ca să-și omoare mușchii. Niște mese de tenis, tot chestii din astea absolut utile, pot fi recomandate și pentru orele de sport, fără nicio problemă. La grădiniță sunt de astea locuri de joacă specifice, vârstei mici până la 7 ani.
Să vedem ce primește de la alți furnizori, ca să putem să ne focusăm pe cea mai avantajoasă ofertă. Cam asta este ordinea de zi. Eu vreau să vă mulțumesc, să nu vă mai rețin. Știu că aveți treabă și că vă grăbiți unii să ajungeți pe unde mai doriți. Dacă sunt discuții, domnul președinte, vă rog frumos să faceți înscriere la cuvânt, să putem să vă răspundem la... Am deschis lista. Ați deschis-o deja. Cine se... care vreți, care munteanu... Sunt de acord cu toate proiectele, inclusiv cel cu colectarea de gunoi. Mi se pare un proiect foarte bun și foarte bine intenționat pentru ceea ce am pățit noi în ultima vreme la noi în comună. În fiecare an am avut certuri, ba la Băcioi, ba la Sperișoara, ba la Marvila, cu depozitarea gunoailor. Și cred că o să fie foarte, foarte bun. La diverse aș dori doar să vă propun, sau să aveți în vedere pe viitor, drumul de la Toader Eremia până, cred că mai sus de Porumbacu, s-a cam crăpat pe mijloc. Ce am mai văzut eu la alte localități sau pe unde am mai mers, dau cu un fel de smoală ceva sau nu știu. Doar să aveți în vedere pe viitor ca să nu o să ajungă, nu știu, la crăpături mai mari. Intenționăm să faci un proiect de reparație la tot drumul ăsta și pe raza satului Baciuiu, s-o tot intervenit la apă și s-o mâncat asfaltul ăla, adică îți venea să vină cineva. Mai sunt câteva unecări, un păduri, una la Florina, la Tejala, acolo la pod. Da. Sunt câteva puncte care trebuie și o să vină domnul proiectant, specialiștii care sunt îndrituiți să constate și să apreciu ce trebuie făcut, să facem pentru anul un proiect de reparație pe drumul ăsta, cu marcaje, cu semnalizare, din nou să vedem, sperăm să țină. Montare de astea de înfrânt pofta de viteză și prin Băcioi și prin... Mai ales că va face lucrarea de reabilitare. Absolut, absolut. Chiar la Băcioi, din primar, nu știu, drumul ăla, ori au ieșit unei persoane cu podurile prea în asfalt, ori nu știu, s-au depozitat, că da. Nu mai e decât, dacă în vara, când se mai parchează și pe stradă, e foarte greu, dar măcar să cureți, înțeleg, construiești acasă, cu tare, la. Dar măcar să faci curățenie cât de cât în... Na, mai vine o mașină mai mare sau așa, nu poate să dea pe acostament. Noi am avut discuții și astă vară cu poliția care funcționează în zona asta noastră. Care nu funcționează. Care nu funcționează. Care nu funcționează, așa este. Cred că săptămânile trecute am trimis către inspectoratul județean un document prin care ne-am manifestat supărarea vis-a-vis de colaborarea care există instituțional între noi. Vreau să vă spun că oamenii ăștia nu știu să răspundă la adrese, în primul rând. Nici la ușă nu știu să răspundă. Așa. După asta, le-am spus că eu îi găzduiesc acolo în spațiul ăla, dar n-am de gând să-i găzduiesc foarte tare, pentru că nici pe ei nu-i trage inima să ne ajute foarte mult. Și urmarea acestui lucru, am primit un telefon de la un comisar care vine să discutăm. Și vis-a-vis de acest aspect, am abordat și problema Băcioiului. Băi, nenea care lucrez la poliție, mai du-te și tu ziua pe acolo și obligă să parchezi în curți. Pentru că vara când vin acasă, n-ai pe să treci pe drum cu piciorul gol, nu cu mână, cu o altă mașină. Da. Ai bucat sată, efectiv. Bun, noroc că este drumul ăsta pe sus și putem evita. Dar poate ai treabă în Băcioi. Nu ai pe unde intra. Adică e o situație care trebuie reglementată cu sprijinul forței publice, care reprezentată de poliție. Ori ei, na, s-au pus de ăștia cu 6 luni, cu... Și vin și ei, săraci până la un punct. Nu prea au curaj să vorbească cu lumea. Eu nu de puține ori m-am dus și l-am scos pe domnul agent din clinciuri din astea în care jenant era. Eu ca și organ de poliție nici nu stăteam de vorbă. E ultraj, fără discuții. Păi n-aș vrea să tragi de mine să mă zgâlții că dacă ești polițist, e polițist. Nu te angajezi din laboratorul de fizică să vii să faci poliție. Ori faci poliție, ori pleci acasă. Adică așa văd eu statutul unui poliție. Băi, ai autoritate sau nu ai? Ce cauți aici? No, dacă nu ai autoritate, nu veni. Când aici copiii acum cu tuteu, au bani în buzunare, au obraznice. În sfârșit, da. O să o vedem, o rezolvăm într-un fel sau altul. Nu putem să stăm toți, eu știu, victime ale unor băieți care vor să arate ca o mașină. Toată lumea. Noi folosim mașina ca și utilitate, mă folosim să ne dăm un spectacol pe ea, că nu mai e de mult moda asta. Alții care nu au avut, acum știți cum e. Da? Și o pune la gât.
Da. Mulțumesc. Mai e cineva care dorește? Da. Costic. Eu? Doi. Costic. Costică doi. Eu aș întreba dacă se mai ocupă de școală, noi, dacă mai începe ăștia, mai face ceva. Păi, eu tot îi aștept în fiecare săptămână. Au spus de o lună de zile fiecare săptămână la noi. Vin acum că e frig. Da. Da, dacă oamenii sunt harnici, într-o două săptămâni trebuie să fie gata, nu, nu mare poveste de făcut. Aș mai avea o... Nu spui vedere, îți le luăm de toate documentele. Eu sunt la zic. O întrebare, dacă tot cu fosele astea, văd că a spus afișe și astea, n-ar trebui să avem și la comun aici o vitanță, adică dacă omul solicită... Nu. Noi trebuie să avem ca și obiect de activitate, lucrul ăsta, ori nu avem la primărie obiect de activitate, vitanjer, de fose septice. Suntem în etapa în care toate fosele vor fi registrate într-un registru unic, vor fi raportate la agențiile pentru mediu și vor fi verificați cei care fac de servire de asta cu serviciul. Dar mai trebuie să avem pe cineva, adică să avem un număr de telefon aici la comună care să... Să fiți cu numele de telefon, cu tot felul de operatori. Problema este că fiecare operator o să aibă pe mașină GPS pe care mediul o să fie monitorizat permanent. Adică nu au voie să mai fără contract. Deci ce a fost până acum când luau de ei și duceau în luncă în Marvila și ce să pui poveste, da. Uită toată lumea de chestia asta. S-a reglementat ca în cazul foselor să fie registrate, s-o grămadă de lucruri acolo. Câți utilizatori sunt, ce sunt cantități, dacă ai autorizație, dacă nu ai autorizație, dacă ai, mă rog, sunt o mie de lucruri de completat. Și cel care vine și deservește o să fie monitorizat de cei de la mediu 24 din 24. De ce să aibă contract de colaborare cu o instalație de canalizare autorizată și să facă tot ce trebuie, fără scurgeri, fără o mie de lucruri. O să aveți o ofertă cu tot felul de deservezi din așa, fără probleme. Ar trebui doate ce avem... Cu Blu Eco de la Bălcescu, să știu la Răcăciuni, o să trebuiască fiecare care vrea să facă treaba să fie pus la punct din punct de vedere al mediului. Păi e la Răcăciuni, că a venit și la mine, dar ăla vine numai mai noaptea, că cine știe unde îl dă, că... Să arunce pe câmp. Păi eu ce spun. Da. Nu, acum, dacă nu are GPS pe autocisterna aia sau auto-utilitară, ce are el tractor, nu mai poate funcționa. Dar mai trebuie să fie, vinde și tractorul și orinic și tot nu se rezolvă treaba. Asta că zic că la foarte mare vizită și nu mai promovează nimic. Analizări de noastră. Acum trebuie să vinde echitanță cu paie. Obligatoriu și tu trebuie să ai dovada curățirii, adică, na, cât folosești două persoane. Fac ei niște calcule de-astea la... Da, nu știu dacă e o problemă așa gravă, eu am mai discutat cu o femeie care era mai cu picioarele pe pământ de la mediu și domnule, dar nu vine poluarea din fosa septică a Matale. Sunt lucruri care sunt mult mai grave la ora asta în lume și noi am fost aia pionieri aia care ne rucăm în cap fără parașută ca să arătăm că suntem cei mai loiali căței din ograză, știi? Asta e problema care ne mănâncă pe mai. Doate ce se interesează. Și controlul e tot la fel. Ca să arate că cei mai mă, dar stai un pic, că la ora asta eu n-am un depozit facil pentru Mihai ca să ducă un deșeu din construcții. N-am unde, păi ca să aducă operatorul de la Bacău, ne mănâncă câinii pe toți. Sau câți banii cerul ăsta vin de casă, nu mai face nimic în culte. Așa că, treptat, vedeți că vin programele astea de finanțare, trebuie să le revedem și să le implementăm ca să putem să oferim condiții întâi. La noi a dispărut instituția avertismentului, am trecut direct la contravenții și contravențiile sunt mari. Acum, legiuitorul a avut în vedere protecția mediului, dar nu s-a gândit la om nici într-un fel. Bă, stai un pic. Noi ne-am dus în instanță și am contestat un proces verbal scris de Garda de Mediu. Instanța dă dreptate, pentru că legea spune clar, domnule, nu ai, plătești. Păi bine, mă, plătesc, dar stai un pic, dar eu ce am, de fapt? Unde să duc eu betonul? Că m-au amendat că am găsit betoane depozitate pe malul părâului. Păi omul și-o consolidat și el un pic malul ăla, că n-am avut bani să regularizăm un curs de apă. Dacă mă duc în toate, eu știu, oportunitățile pe care le-am, nu găsesc fonduri pentru chestia asta. O lucrare de regularizare a părâului Băceu de la ieșire din Băcei sau de unde mă apuc de el până la capul Corbești, de când fac autostrada de la Lugoș la nu știu unde. Da, sunt foarte, foarte complicate lucrurile și ei vin și te amendează că nu ai. Păi bun, nu am și ce să fac cu ele? Vin oamenii din mine, aduc în centru, hai să facem aici un depozit să nu le punem pe malul părăului.
complicate lucruri, deci încercăm să le desprețim așa cum putem. Astea cu fosilii legi date sau slii? Da, obligatorii. Păi nu la televizor, da. Legi date și promulgate, tot, nu? Când e vorba de lua bani? Ei vrea să vadă acum și pune taxe pe ele. Ce taxe să pună pe ele? De ce nu construit-o el? Nu se pune nicio taxă. Numai poți să aibă o evidență la ora asta cu tot ce înseamnă. Poți să se vadă că se face într-adevăr și corectarea apelor uzate, chiar dacă la prima impresie sistemul ăsta mai primitiv, dar poate de Dumnezeu să intrăm cu canalizarea din primăvară și mai salvăm jumătate de comună. Înțeleg că acum mediul vine și finanțează iarăși extinderi și facem și pe Scărișoara și celelalte sate care le avem. În legătură cu școala de la noi, am putea să o scoatem, să facem un cămin a satului, ca să putem să spăgăm ceva în ea, încep, s-a crăpat deja, se duce, e păcat. Este în legislație, eu știu că... Da, puteți să schimbăm destinația. Da, e păcat ca să putem să facem ceva. Trebuie că dacă facem o adunare cu cetățenii, găsim legea, o luăm, o citim de față cu toată lumea, propuneri, adresă scris, același lucru îl pomenesc la Scărișoara cu căminul ăla care la fel trebuie reglementat, cumva că stă în centrul satului și la fel ca un cocostârc jumulit în mijlocul stulpului. Și trebuie făcut, da, oamenii de ziua solicitări. Oamenii sunt de acord tot satul, așa poți să aduc iscălituri și îi pui pe fiecare. Da, trebuie cu ei să vedem ce vor. Păi asta vor, că asta mă întreabă. Așa, dacă o să-ți ceară cineva acolo să modifici școala aia, îți cere expertiză prima dată, știi? Și dacă ai probleme aia de structură, mai bine stai cu minte, faci altă parte. Dar pentru sat e bună. Da, pentru sat e bună, dar trebuie să fii și autorizat. În momentul în care primești un om acolo și se dărâmă tavanul, ai văzut la televizor, s-a dărâmat tavanul pe ei la... Asta nu se dărâmă. Aia ce să dai cu subsemnatul. Ăsta-i făcut cu stuf sus, n-are ce pe cine să o moare. Poate ia foc, ferea să vezi eu, că e mai rău decât dărâmat. Da, mă, stufa, e cu stufsul. Da, e ușor. Da, poți face o dată. Dacă scade ca dărâmă și ca e ușor, da. E mai stufa, e altul nou. Noi o să le aprobăm astăzi în ședință. Sunt necesare pentru mersul activității din comuna noastră și implică o muncă permanentă a primăriei, urmărirea acestor hotărâri care le luăm noi și să fie duse la îndeplinire așa cum sunt stabilite prin termenele de hotărâri. Sunt cele 12 proiecte, conțin o serie de lucruri importante pentru noi și practic, chiar dacă am studiat aceste proiecte, am constatat că prea multe propuneri nu prea avem să le facem, în afară de cele înscrise în aceste proiecte. Eu atâta doresc ca activitatea primăriei să fie permanent, să aibă aceste proiecte în evidență, în program și să realizăm tot ce am propus noi. La diverse, eu am mai propus să invităm poliția să ne facă o informare cu starea infracțională a localității. Noi absolut nu știm nimic. Ba auzit că la un furat, ba la că a mâncat droguri, ba că la nu știu bătut, dar să ne și informăm, chiar dacă zice că poliția nu este sub ordinea primăriei, dar dacă este în cadrul comunei, eu zic că trebuie să zic că când vine o ordine, să mă duc la primar, să-mi facă dreptate. Și mă duc de la poliție, că e în activitatea lui, ceea ce... De asemenea, dorim încă o informare privind asistența socială din cadrul comunei. Să ne prezinte tot ce există pe raza comunei, că am văzut tot numărul băieții ăștia, fac anchete, fac tot ce trebuie,
să știm și noi, evidența bătrânilor, evidența celor cu ajutor social, cel care vor beneficia de ajutor social. Vedeți că tot peste tot se strigă să avem la atenție problemele sociale ale cetățenilor. Eu sunt de acord cu toate cele 12 proiecte și asta este rugămintea mea să fie rezolvate tot ce hotărâm noi în cazul posibil. Mulțumim frumos, domnule. Dar și o legătură cu informarea către poliție, să rog, domnul secretar, în măsura în care timpul îi permite să facem o adresă către secția 5 rurală Răcăciuni, ca pentru ședința din luna decembrie să vină cu informare vis-a-vis de starea infracțională în Comuna Corbasca și compartimentul de specialitate pe asistență socială să fie informat în vederea realizării unui raport de activitate în amănunt cu ce a solicitat noastră. În legătură cu urmărirea proiectelor, activitatea noastră de fiecare zi, atât conducerea primăriei, cât și aparatul de specialitate, lucrează la implementare și la sfârșit ce hotărâți noastră în consiliul local. Doamna Geta, vă rog. Uite, doamnă, cu porțiunea asta de drum, care noi terminat în asta, mă vin la acolo. Ce să mai iau? Ce mai iau? Drumul Luțeni ăsta. Așteptăm să se întâmple lucruri bune. Adică să mă arăt ceva? Dar ăștia modifică proiectul pe 10 trece. Ba, în loc de beton, pune piatra, acum, ba, nu știu ce. Unde? N-ați văzut la Scărișoara până la Corbasca? Scărișoara e acostament de balast acolo. De balast e trecut? Da. Acolo e rupt pe tot. S-au preluat apele, versat, nu știu. Acolo să-mi bat un tractorist când a intrat cu plugul. Au dărâmat stânt, au dărâmat stânt, dar... A făcut pe unde trebuie. Da, nu mai se poate. Domn președinte. Da, dacă nu mai sunt interferi... Domnul Dura. Sunt de acord cu toate părerile. Domnul Dura. Sunt foarte buni pentru comunitatea noastră din comunitate. E bun proiecte, mă sunt de acord cu toate proiectele. În special cu domnul ăsta, managerul ăsta care a spus din acest primar cu montanele care au fi aduse. Am avut acolo pe terenul din Lucernă, din Lucernă. Tot balast, tot pe... Am lucrat o jumătate de tractor de la Muntinț, de la Muntinț, încolo, în râpa aia, acolo, ca să facă lucrurile. Nu se mai poate așa ceva. Și legătură cu Florina asta, care are vaci, cu 3 de vaci, care era acolo. Am băgat 4 hectare jumate de grâu acolo, 5, cât am băgat. Au făcut hațaș, direct, cu semănătură pe acolo. Am fost și la poliție, habar nu are, exact vorba asta de poliție, că nu se bagă. Nu știu unde se mai are, decât aici la primărie, în altă direcție nu mai. I-am spus de 3-4 ori, măi, omul Dumnezeu, nu mai dat drumul la vaci, că am băgat o grămadă de bani acolo. Am arat, am semănat, am cumpărat grâu, am cumpărat complex. Am băgat 5 hectare de grâu acolo, nu s-a mai făcut hațar. Și asta am văzut. Da. Asta e aluat, nu, e vorba de un conflict civil care trebuie să ajungă în instanță, îl dai în judecată, soliciți un expert care evaluează situația de teren. Poliția, dumneavoastră. Dar nu are. Deci, pentru că nu sunt de aceeași soluție. De la Direcția Agricolă. Sau bați gardă electrică. Ai contract de arendă pe teren, lucrezi, fii cu facturi de sămânță, facturi de îngrășământ, cu toate solicitările și... Asta e. Vreau să-i secete, dar mai calcă în picioare. Așa e fine. Scumpesc pâine, după aia. Am atât am văzut. Mai e cineva care nu, dacă nu se supunem la votă. Suntem proiectele de hotărâre? Da? Da. Deci sunteți de acord cu proiectele de hotărâre? Toate proiectele de astăzi? Cineva împotrivă? Ține? Ești împotrivă? Nu. Doamna Alina e împotrivă. Da, mulțumim, că mulțumim frumos și să aveți o zi.
mare.